Unul dintre subiectele cele mai importante abordate de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Neamț din 13 iulie a fost cel legat de creșterea alarmantă a înșelăciunilor prin cunoscuta metodă accidentul. Comisarul șef Paul Tablan, comandantul Poliției Neamț, a declarat că numărul persoanelor înșelate prin această găselniță a infractorilor este în creștere, mai ales în mediul rural. Acesta este motivul pentru care conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, în colaborare cu Prefectura Neamț, va aborda problema la o întâlnire cu primarii care va avea loc săptămâna viitoare. Dumnealor ne propunem și o altă activitate în același la aceeași ședință, o să avem doi într-unul, o să discutăm și o să punem problema și înșelăciunilor prin metoda accidentul. Este o perioadă în care s-au înmulțit astfel de înșelăciuni, cu toate că noi, inclusiv prin intermediul dumneavoastră, am tras semnale de alarmă și am transmis sfaturile preventive. Continuăm să avem foarte multe victime, în special în mediul rural. Și încercăm o activitate, o să vă comunicăm atunci când definitivăm și documentele, atât cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, cât și cu Poșta Română. Încercăm împărțirea unor pliante cu sfaturi preventive care să ajungă pe masa tuturor pensionarilor din județul Neamț, cu ocazia înmânării pensiilor de către poștași sau cu ocazia înmânării fluturașului, acela prin care s-a ajuns la cunoștință că i s-au virat banii pe card. În județul Neamț s-au înmulțit înșelăciunile prin metoda accidentul, dar din păcate nu întotdeauna autorii acestui tip de excrocherie, de regulă deținuți din penitenciare, pot fi depistați. Nici în cazul deținuților depistați a fi autorii acestui tip de înșelăciune, nu pot fi luate măsuri de recuperare a pagubei din cauza faptului că fiind încarcerați, infractorii nu au niciun fel de venit. Este o anchetă în curs, nu sunt identificați autorii și nu este terminată ancheta, nu s-a propus soluție în dosarele penale. Tocmai asta este și semnalul nostru de alarmă, că atunci când am reușit identificarea autorilor și i-am adus la cunoștința dumneavoastră și prin dumneavoastră la cunoștința cetățeanului, majoritatea sunt din penitenciare, nu avem cum să nu au bunuri proprii și păgubitul rămâne și cu paguba. Poliția are lucrători specializați în localizarea apelurilor telefonice și a numărului de telefon de pe care sunt sunate victimele. Lucrători specializați și este un mod de lucru și identificăm locația de unde se efectuează apelul telefonic. Nu este foarte greu să probăm o astfel de infracțiune. Ați văzut, desfășurăm activități de percheziții la penitenciar. Am avut percheziții la penitenciarul Bacău, penitenciarul Iași. Identificarea autorilor de la... Problema mare e că nu avem de unde să recuperăm prejudiciul creat. Și vreau să vă spun că nu sunt prejudicii de 1.000-2.000 de lei, sunt prejudicii însemnate. Ați văzut prejudicii de 10.000 de lei. Sunt județe în țară, pentru că este un mod de operare la nivel național, sunt județe în țară care au prejudiciu inclusiv de 45.000 de euro. Ultimul caz aflat în cercetarea polițiștilor nemțeni este unul în care victima locuiește în comuna Ion Creangă, dar asemenea înșelăciune au avut loc, spun polițiștii, și la Poiana Teiului, Borca, Borlești, Crăcăoani și chiar în Piatra Neamț. Ultimul caz de la Ion Creangă au dus la... Nici nu poți să mergi pe o percheziție, pentru că durează. O percheziție trebuie luată cu autorizație din partea solicitată la instanță și așa mai departe. Trecând peste aceste aspecte, trebuie conexate mai multe fapte. Avem fapte care sunt comise atât, cum a spus, la Poiana Teiului Borca. Avem identitate de telefon și identitate de persoană bănuită, că vorbim de persoană bănuită, la Borlești cu Crăcăoani. Deci nici nu putem merge să am rezolvat un singur caz, celelalte cazuri hai să le clasăm că nu există autor sau le trecem în evidență pasivă.
Metoda accidentul a fost patentată de un grup infracțional cu legături în penitenciare, prin care un deținut sună la un număr de telefon de care a făcut rost, anunțând familia victimei că o rudă apropiată a săvârșit un accident grav și că, pentru a scăpa de pușcărie, trebuie să achite familiei victime o anumită sumă de despăgubiri. Pentru a evita pe viitor astfel de întâmplări nefericite, Inspectoratul Județean de Poliție Neamț intenționează și încheierea unui protocol de colaborare cu Poșta Română, prin care să fie distribuiți, mai ales în mediul rural, fluturași cu sfaturi de la polițiști către populație.